Băiatul Părceanu, cineva? Păi vă spun a care n-o știți. Știți dilema? Băi da, nici nu se poate publica, dar e lui Topărceanu. Dilema. Toată lumea bese. Asta e axiomă. Nu interesează sunet sau aromă. Principalul este însă să fii pudic. Bunul simț pretinde să nu bești în public. Ești axa bezmetic sau ești anormal dacă una, două pârții ca un cal. Despre toate astea spune medicina, care apreciază foarte mult bășina. Însă mai sunt unii rupți la cârială, dar care una, două băs fără socoteală. Însă după mine poți să bei și oricât, dacă știi din vreme să o strângi de gât, să-i dai foșnită drumul în libertate și să pară același om cu demnitate. Păi câți nu sunt în ăștia care băs de zor fără a ști vodată ce-i la curul lor? Când e cu bășina, nu-ți alegi formula, bei și odată zdravân să oprești pendula. Și dacă nu este nimeni pe împrejur, poți să bei și în lege, până cazi în cur. Însă de se întâmplă să fii în birou și să o scapi în lege cu profund de cou, cea mai mare grijă, cum s-ar zice, prima, e să faci bădracul potrivindu-i rima. Torturezi zertarul, scârții, faci ceva ca să nu se creadă că ai bășit cumva. Însă te ferește să bei și în casarmă, ți s-ar face culpă pentru port de armă. Și dacă privești prin această prismă, găsești câte unul care bese în cizmă. Dârz și cu prestanță, tare și cu vlagă, trage și bunicul câte una pleagă. Fiindcă de la dânsul s-auza mașina, își trăștea gale pahasul și bășina. Chiar și îndrăgostiții, când admiră luna, cu sau fără voie, scapă câte una. Dar așa hoțește cu melancolie, încât să vibreze tot a poezie. Așa e bășina, când tare, când mută, dar ce te faci cu curul dacă nu te ascultă? La anul și la mulți ani.